L-am văzut pe domnul Gabi Marin că a cerut o intervenție, vă rog. Bună ziua, mă numesc Gabriel Marin, sunt director general la Omnilogic și aș vrea să profit un pic de prezența aici a domnului ministru și a domnului președinte cu o întrebare care ține mai mult de zona de reglementare. Vorbeam de criză. Știm că în contextul acestei crize sectorul public trebuie să devină un motor în anii următori, este ceea ce se întâmplă peste tot, ori în domeniul comunicațiilor avem un paradox. În anul 2008 avem un monopol absolut clar vis-a-vis de comunicațiile în zona sectorului public. Există un operator, culmea, militarizat, pe exemplu, știu și eu, China sau whatever, care primește fără niciun fel de licitație, fără niciun fel de comparație, toate zona de comunicații din sectorul public și nu numai că o primește, sub pretextul că nu facturează această comunicație, o facturează, ba mai mult decât atât, la sfârșitul fiecărui an cere suplimentar la buget pentru dezvoltarea acestei rețele. Este vorba de STS, care dincolo de meritele lui și, mă rog, rolul lui pe care nu îl contestă nimeni, întrebarea este de ce această structură sau măsura în care această structură încalcă legile concurenței, astfel încât niciunul din operatorii aici prezenți nu au acces paradoxal, și este un paradox pentru acest moment istoric, la sectorul public. Mă refer la Ministerul de Finanțe, la Ministerul de Interne, la toată structura de minister. Acest sector public, care, repet, a trebuit să fie un motor și pentru zona de comunicații, dar și pentru zona de IT, este practic permanentizarea unui monopol generat acum, cred că aproape 5 ani de zile, pe o hotărâre de guvern. Tot sectorul din business, și aș îndrăzni să spun că și colegii noștri din operare așteaptă totuși ca un guvern să se implice într-un fel în această demonopolizare a sectorului public, astfel încât, repet, sectorul public care ar trebui să fie un motor în contextul crizei economice mondiale, să nu mai fie dominat de acest monopol. Este complet anticoncurențial. Mă întreb, domnul președinte, dacă Comisia Europeană știe de acest caz și care este. Ba mai mult decât atât, zvonurile spun că acest operator începe deja să dezvolte și aplicații de IT, tot pentru acest sector public. Ce facem? Comunitatea de business din România s-au solicitat fonduri bugetare pentru un data center uriaș, se angajează programatori. Ce facem? Comunitatea de IT și de comunicație și uităm sectorul public vis-a-vis de acest operator militarizat? Aceasta este întrebarea către domnul ministru și către domnul președinte. Probabil că și comunitatea europeană, doamna Viviane Reding, ar trebui să fie informată de această situație și aș vrea să fie expresia, repet, a comunității de IT în întrebarea către guvern. Va continua această situație sau aveți în vedere anumite acțiuni în care acest monopol să fie desfințat și sectorul public să devină o zonă concurențială? Mulțumesc pentru o întrebare foarte bună. Ne-a preocupat și pe noi acest subiect, am discutat la începutul mandatului, dar având în vedere faptul că de când am luat acest mandat anul trecut în decembrie, timpul pentru a realiza un astfel de proiect a fost destul de scurt, este de gândit în viitor, dacă vreți, o reformă a acestui operator și pentru a putea toți operatorii din România de pe piață să participe la toate licitațiile organizate de către stat, este binevenită o regândire a acestei structuri. Dacă permiteți, mă scuzați, restructurarea nu e problema noastră. E problema factorilor interesați. Problema este de ce nu apare, de exemplu, în paralel, o hotărâre de guvern pur și simplu, la fel, similară cu cea din 2003 sau din 2004, care să spună sectorul public din acest moment este liber și se supune acelorlași legi cu legea achizițiilor publice. Deci ceea ce dorim toți este ca legea achizițiilor publice să se aplice și sectorului public și să nu mai există alocări directe de business, repet, business substanțial, unor structuri care nu sunt competitive și funcționează cu totul și cu totul pe alte reguli. Ce vor ei să facă restructurarea? Nu știm, nu ne interesează, nu e jobul nostru. Dar de ce nu se deschide sectorul public către concurența în domeniul comunicațiilor? Am să încerc să vă dau un răspuns din punct de vedere al arbitrului pieței. STS operează o rețea specială, acele telefoane de serviciu și telefoane operative care leagă toate instituțiile guvernamentale. care este o atribuție prevăzută prin lege. La fel, serviciul 112 este o atribuție prevăzută prin lege. Sunt chestiuni pe care STS le face pentru statul român în extensie la aceste servicii care sunt prevăzute prin lege. Într-adevăr, în ultima vreme am informații din piață că s-ar intra și pe zone comerciale. Aici ceea ce spuneți că este un monopol, cer nu este un monopol. Deci nu este un monopol. Dar profit de această ocazie ca autoritatea să deschidă o analiză pe zona aceasta, să împreună cu celelalte instituții ale guvernamentale, să vedem dacă într-adevăr este o poziție de concurență neloială. S-ar putea să fie o poziție de concurență neloială. Mă refer, repet, și aici numai ca să rafinez întrebarea, nu vrem să ne atingem deloc de 112 și de celelalte zone, de telefoanele scurte și de aia este rolul lui, e definit prin Constituție. Prin... Problema este interferența cu zona comercială a sectorului public. Niciun minister, conform unei legi sau unei ordonanțe, nu are dreptul să organizeze licitații publice deschise pe zona de comunicație. Aici este. E în zona pur comercială, neclasificată. Deci, vă spun că ne-am autosesizat în cazul monopolului de broadcasting analog terestru, anume radiocomunicații. Am făcut analiza care se impune, am trecut prin procesul de consultare publică și acum suntem în măsură să publicăm în Monitor Oficial decizia prin care Radiocom este reglementat. Radiocom va fi reglementat începând cu 1 ianuarie ca și tarife pe care le percepe furnizorul de conținut, în speță Radio România și TVR, televiziunea română, și același lucru dacă se impune, dar întâi trebuie să facem această analiză. Și vă promit că ne autosesizăm și începem analiza pe sectorul guvernamental, ca nu cumva să... Asta este ceea ce am și dorit și, repet, cred că este intenția legitimă de a deschide acest segment de piață, concurență.